București Fast Talks. Mulțumesc și eu de invitație. E un moment foarte important. Toată presa vuiește podul Calicilor, ce e cu el, primim telefoane, un nou pasaj. Ce se întâmplă? Te rog. Ce se întâmplă? Este același proiect vechi care, să zic, l-am avut noi din 2010 în concurs de soluții câștigat cu primăria. De fapt, practic, este proiectul și mai vechi, prin 2006, da. A fost el la o inițiativă de-a noastră, unui grup care a fost atunci foarte activ printr-o frustrare care aveam noi atunci în București, în viața reală, în viața reală. Practic, e o idee pentru centrul Bucureștiului ca să poți să îl parcurgi la pas, să identifici locuri frumoase și totodată să încerci să duci partea de sud, care este cam nepopulată la nivelul centrului, mă refer, într-un fel de coasere cu nordul, care este foarte populat și cunoscut. Proiectul PIDU. Lumea profesionistă știe ce înseamnă umbrela aceasta PIDU. De fapt, podul Calicilor e o părticică din proiecte PIDU. El a fost cumva una dintre cele mai interesante inițiative făcute de către, generate de către arhitecți, adică de către echipa ta cu Doru Floru și cu așa început și cu alte multe firme. O inițiativă pentru spațiu public bucureștean. Exact. Două cuvinte, te rog, despre PIDU și pe urmă să venim la actualitate. În principiu, ce vrea să facă PIDU? Vrea să, într-un fel, să facă o curățenie la nivelul centrului, să încerce să inițieze, așa, într-un fel de principiu al dominoului, ceea ce se face urbanistic în toată lumea. Adică, practic, să încerc să elimin mașinile parcate, mobile urâte la nivelul străzii, să, practic, să dai acel surplus de spațiu către pietoni și bicicliști și totodată să dai o șansă de a reintegra centrul. Pentru că problema generală a orașelor moderne este centrul care, practic, a devenit în mare parte fantomatic. De ce? Pentru că a apărut moda mall-urilor, care este o chestie foarte comodă, în care iarnă, vară, tu reușești să-ți petreci vremea acolo. Din acest context, e o întreagă strategie la nivelul centrelor în a recupera, să zic, viața pe străzi, în a face acele livable cities care dau succes orașelor. Sunt, între timp, exemple notorii din anii 60 încoace, care au reușit să identifice și să facă pași în sensul ăsta. Voi ați avut, am impresia, vreo 60 de zone, nu? Sau de zone în care ați intervenit, unele zone vedetă, să spunem. Da, ce a fost în strategia care am avut-o a fost să creăm, să identificăm niște așa zise camere urbane, adică niște spații fizice în centru, în zona centrală, care într-un fel sau altul au o caracteristică, o valoare specială, specifică. Și în a le uni cu un traseu buclă, pietonal, la vreo 10 km, pe direcția nord-sud, tocmai în a crea la nivelul unei structuri de stradă mică, intimă, acest traseu fără să devină, să zic, un acces la un bulevard sau să demoleze ceva. Deci pur și simplu să profităm de structura care o avem la nivelul centrului. Câți primari a schimbat PIDU până acum? Păi, mai exact, 4 primari. 4. Da, din 2010 încoace, 4 primari. Una peste alta sunt, din păcate, duse, să zic, perioadele astea au fost perioadele de buffer, de trecere, perioade moarte, deci, practic, un an de zile a trebuit readus subiectul, recreat acea încredere, dar
am ajuns acum în discursul, după atâția ani de zile, ca să putem spune că sunt proiecte mature. În ce sens? Mature vorbim din punct de vedere al tuturor, să zic, etapelor care au fost înfăptuite cu o întreagă pleiadă de hotărâri de Consiliu General. Astfel, zicând ca etape care au fost în baza unor hotărâri de Consiliu General, ceea ce înseamnă enorm, adică aș putea spune că niciun proiect n-a fost în realitate în vreo urbe românească atât de, să spun, provocat în a avea aceste, să zic, faze. Am avut strategie, am avut prefezabilitate, fezabilitate, puzuri. Suntem la faza de DTAC cu PT, pentru că așa era în acea legislatură. E, dar hotărâri de Consiliu avem între timp pe strategie, pe puzuri, pe așa zici indicatorii tehnico-economici care sunt la SF, la studiul de fezabilitate, pe declarare de utilitate publică, ceea ce este esențial, adică în baza acestei chestii poți într-adevăr să rezolvi și probleme de sincope juridice în care cineva a recuperat un teren în mijlocul străzii sau, eu știu, în mijlocul parcului aiurea, deci poate fi expropiat acel teren. Deci este undă verde să poți să construiești ce vrei într-o licitație de execuție. Da, cred că a fost și este unul dintre cele mai complexe proiecte, dar cum se intersectează cu Pugul Bucureștiului? Acum a fost cu Pugul în 2000 și acum, Pugul actual. El este, să zic, a fost dat ca dată de temă în Pug, pentru că el a fost și în PMUD. Deci Pugul este integrat cu toate proiectele lui în PMUD, în planul de mobilitate. Da. Practic, planul de mobilitate iarăși este un must, într-un fel, o strategie de mobilitate care trebuie să o preia Pugul. De asemenea, toate puzurile care au stat la baza acestor hotărâri de Consiliu sunt puzuri care nu sunt cu o dată limită. Deci, practic, ele sunt valabile și obligatoriu trebuie să preluate în luat. Ideea este că noi trebuie, de fapt, ce să vedem? Să vedem că PID-ul este, de fapt, o strategie europeană în care reocupi centrul. Ceea ce se întâmplă, de exemplu, pe Calea Victoriei. Calea Victoriei a fost un proiect PID-ul până la prefezabilitate, când domnul Oprescu de atunci, primar general, a reușit să-l facă, l-a scos din PID-ul și l-a făcut direct. Da. Se vede pe el că este una dintre cele mai de succes zone, să zic, de promenadă și nu numai, și comerciale. De ce? Pentru că a mers pe strategia asta de a minimiza, într-un fel, tranzitul și a da șansă trotuarelor să se mărească și să crească, să fie inserate și pistele de biciclete. Aceeași chestie se întâmplă în Viena, în Amsterdam, peste tot. Și discutăm de asta, voi când le-ați gândit, erau în 2000, adică acum par cumva la ordinea zilei să gândești așa, dar asta era acum vreo 20 de ani. A fost tub a fost un proiect inițiat. Știu că l-ați început cumva pentru o bienală de la Veneția. Exact, ați participat, da. Tu cu Dorin și atunci a fost atunci, un pic de exact, tot dintr-o expoziție manifest. Da. Acea expoziție manifest era, desigur, o frustrare care exista atunci, că altfel n-ar fi manifest. Și, practic, într-adevăr, una din temele care se spuneau la vremea respectivă era necesitatea unor trasee memorabile pe anumite tematici. Asta, de fapt, e și coloana vertebrală a PID-ul, acest traseu preponderă pietonal și de bicicliști de care vorbeam. Da. Ce a rămas din PID-ul acum? Ce se implementează? Care e stadiul?
acum stadionul, din ce se întâmplă în mod real, există, să spun, 35 de să zic, proiecte din acel traseu care au fost recepționate de vreo 2 ani de zile la proiect de execuție. Mai există podul Calicilor, care este de dată recentă cu autorizație de construire primit și acum în perioada aceasta și predat. Și mai este o perspectivă imediată și pe o promenadă pe Stedâmbuvița, așa este un proiect chei, care de fapt pe malul stâng și drept între Piața Unirii și podul Izvor dă șansă unei promenade peste apă, console de 3 metri aduse peste apă ca să diminueze acea senzație de canal de irigații care există acum. Uh-huh. Și acum să revenim la podul Calicilor. Deci spui tu că ați predat autorizația de construcție sau ați primit... Am primit autorizația de construire și am predat proiectul de execuție. Wow. Deci acum... Deci e pe rol. Da. Cum se va pune în operă? Descrie-ne un pic tehnic ca design. Cum a fost gândit el? Podul Calicilor, de fapt, e partea unui proiect complex, pentru că el, de fapt, ce face? El este una din cele două cusături despre care vorbeam la nivelul Dâmboviței, între nord și sud, că asta e problema de fond. Nu este destul accesibilitate la nivelul Dâmboviței spre a putea să aduci această populație din nord către sud și interes, să zic, de a căuta, de a descoperi orașul. Dar ce este și mai important este că el vrea să redescopere calea Rahovei, vechea calea Rahovei, care de fapt era în continuare, noi suntem cu podul Calicilor în poziția aceea care de fapt centrul istoric se deschide la nivelul Șelariului și se oprește în Dâmbovița, în loc să se ducă mai departe cu calea Rahovei, care era pe vremuri. Bineînțeles că intervenția lui Ceaușescu a blocat-o brutal, dar George Georgescu, care se duce după Bulevardul Unirii în spatele Preia, e traseu identic al căii Rahovei până la Palatul Bragadiru. Oricum, ca să descoperi la picior și într-un mod intim, să spun, orașul, ai nevoie de acea eliberare de care vorbeam. Proiectul Pitu, din acest context, revitalizează și parcul din spate, încercând să te aducă repede către George Georgescu. Oferă niște semne. Dar pentru asta ce înseamnă? Face ce face Viena acum, în octombrie anul trecut, în centru la Kärntnerstraße între Operă și Stephansdom, este Neuermarkt. Neuermarkt a eliminat 40 de mașini de la sol și a creat 400 de mașini în 4 etaje subterane. De ce? Pentru că vrei să aduci oameni în centru. Nu vrei să aduci trafic, e o mare diferență între a zice se creează prin parcări trafic. Nu se creează trafic de tranzit, se creează oameni care vrei să repopuleze centru. E un business la mijloc, clar. Știu că PIDU a avut niște probleme din punctul ăsta acum câțiva ani, că voi ați propus niște parcaje subterane, au fost tot felul de critici și cu spațiile verzi, cu... Da, aici e o discuție de câteva cuvinte. Pot, și aici este o mare, să zic, nedumerire care există în spațiul public de ceea ce înseamnă intervenție în cadrul urban la modul cel mai profesional în dezvoltarea orașului, pentru că dacă ne uităm încă o dată la Viena, oraș care este pe locul întâi în topul orașelor din punct de vedere al calității vieții, Viena nu întâmplător face aceste intervenții la nivelul orașului, reconfigurând spațiile verzi, analizându-le și interogându-le tehnic după ani de zile și văzând ce funcționează, ce nu funcționează. Sunt exemple notorii care se găsesc de cercetare în acest sens. În Viena este
foarte important tocmai asta, de a vedea că orașul evoluează. Orașul, nu poți să ai pieton, bicicliști și să redeschizi centru fără să ai, să spun, niște intervenții culte la nivelul orașului. Dacă tu lași în paragină orașul sau doar tai, să zic, anumite crenguțe pe niște copaci care au canibalizat spontan ei de la ei, nu că a fost o intervenție cultă la nivel de peisagist, nu înseamnă că e o atitudine peisagistă corectă. Da. Noi, ca profesioniști, tocmai asta trebuie să arătăm exemplele de bună practică din zona vecină și nu numai, dar totodată și să aducem o cunoștință semi-profesională către oameni care nu sunt din zona profesionistă. Apropo de parcuri, deci podul Calicilor e undă verde și spuneai tu de parcul din spate. Și el a primit undă verde să-l reamenajați, deci, și el va intra? Noi avem, conform contractului, conform, să spun, notei de comandă care este pe acest proiect și pe toate proiectele tehnice, sunt legate. Deci nu este într-un fel, modul este doar un obiect în cadrul proiectului de care vorbeam, Domnița Bălașa, podul Calicilor și parcul din spate. E o parte dintr-un traseu. Da, pentru că logica este să avea ceva unitar și a dezvolta mai departe intenția podului, că podul, ca să se termine în chei, nu duce nicăieri. Și din acest context, el trebuie să arate, să zic, calea în sine a traseului de care vorbim. Pentru ascultătorii mai puțin cunoscători în ale arhitecturii, ne-au întrebat foarte mulți privitori cum este podul ăsta al Calicilor pe care l-ați gândit. E un pod, e o pasarelă, cum se manifestă? Unii ziceau, dom'le, trec autocamioane pe acolo, cum? Nu, nici o caz exclus. Deci proiectul este, cum să spun eu, 100% pentru o mobilitate alternativă, pieton, bicicliști, și de a descuraja tranzitul în centrul orașului, creând o infrastructură atractivă la nivelul centrului, cum vorbeam. Și atunci podul nu este o punte, nu este o trecere, podul este un spațiu de întâlnire, un spațiu în care găsești mobilier urban și în același timp creează un mariaj între cele două axe, est-vest, nord-sud. Deci o mică piațetă, de fapt. Este, de fapt, exact, un hub urban, de un fel de întâlnire. Și cum funcționează el? Cum se va implementa? Aici o chestie caragioasă, caricaturală, aș putea spune, pentru că Apele Române au vrut să facă într-un fel, să inventeze roata, în ce sens, spunând că trebuie podul, trebuie să fie, care propunem, să fie de la așa zisa grindă, sparge val în sus. Deci nu ai voie să ai un centimetru de grindă de pod, cu atât mai puțin vreun picior, în cuvă. Și eu spunând în continuare, dar ce facem, de exemplu, dacă la mașini o să avem nevoie, să zicem, la izvor, ce o să facem? O să trebuiască să demolăm toate podurile Bucureștiului, că toate sunt de la acea grindă sparge val în jos. În jos, zice. Da, o să fie la un moment dat demolate. Bineînțeles că întrebarea a fost mai mult filozofică în continuare. Și cum rezolvăm la nivelul podului izvor sau podului HD-ul această situație, că trebuie să ai un spațiu pentru mașină alocat? Deci, practic, nu mai treci pe axa est-vest pe splai din această perspectivă vizionară a celor de Apele Române. Și până la urmă, deci, cum va fi? Deci va fi un pod subțire, foarte, aș putea spune, elegant, ca soluție tehnică, din metal, cu un tabier metalic care are multe grinzi metalice de sub, dar care va avea un deck de stejar sănătos, deci ar fi un fel ca pe o promenadă de la
Coney Island, unde e și vechile poduri care existau, erau din lemn, podul Mogoșoaie, adică fosta, să zic, Calea Victoriei, era cu lemn, toate erau într-o nostalgie a lucrurilor, în ideea asta, în ideea asta. Și tocmai asta facem noi, o balustradă de sticlă, într-un contrast puternic, tocmai ca să poți să vezi palatul, să nu există un element care bruiază, să vezi doar decorul foarte prezent cu mobilierul tot din lemn foarte prezent care crește, se naște din decul ăsta. Da. Să fie ceva... Doamne ajută să iasă... Chiar, iar alte întrebări. În cât timp crezi că se va construi? El, conform caietului propus de sarcini, are cam 2 ani. Dar în principiu, bineînțeles, ține de cât de hotărât este și antreprenorul și adică cu multe, să zic, resurse poți să te capi pe orice autostradă care o apuci cu deci multe. Deci în 2006 crezi că bucureștenii se vor bucura de spațiul ăsta? Dacă așa, nu intervine din energia care e acum, probabil că așa ar fi o perspectivă. Mai ales că ai văzut lângă tine, nu, primăria sectorului 4 anunță o decopertare generală a pieții Universității, Unirii, scuze, bani se pare că sunt. Știu că acolo sunt mari probleme, într-adevăr, adică vor fi niște lucrări extrem de ample. Crezi că va afecta sau va bruia treaba asta? Nu, pentru că sunt două sisteme diferite, care infrastructuri diferite. E doar un lounge, o verandă în care te întâlnești. Asta reprezintă podul în mare parte. Cu acea oportunitate de a descoperi în continuare Calea Rahovei și Sudul, Piața de Flori în speță, care e o zonă moartă la ora actuală, tocmai din incapacitatea de a ajunge fizic. Da. Deci ce trebuie să facem pentru orașul nostru, pentru București? Asta ar trebui să facem, să dăm accesibilitate și atractivitate. În clipa când tu nu dai accesibilitate, asta însemnând inclusiv parcări subterane. Ceea ce face Viena este ceva actual. Car Free Cities nu înseamnă că nu mai lași tranzit auto, ci elimini mașinile de la suprafață, dai pietonilor, în schimb trebuie să creezi infrastructură puternică în pământ pentru mașini. Nu este o... Pentru că centrul e pe principiu că e tot un mod, tot un sistem ala un orice mod. Fără o parcare reală, o accesibilitate puternică, nu poate să-ți vină nimeni de la, din drumul Taberei sau chiar de la Ploiești, dacă vrea să vină să viziteze centru, cum nici la Viena nu s-ar putea face chestia asta. Nu e doar la Viena, e și la Paris, la Amsterdam, peste tot, sunt orașe vechi de patrimoniu, chiar așa sunt. Sunt parcări subterane care păstrează ce și care se fac astăzi, încă, se fac astăzi. Deci nu este să spun o modă care a fost în trecut. Astăzi se fac dita mai investițiile. Nici nu mai poți să decongestionezi orașul. Ok, regândești un anumit trafic, dar nu poți foarte mult să reglezi din lucrurile astea. Peste tot în lume numărul de mașini este mare, e o realitate și într-adevăr infrastructura asta subterană e într-adevăr mai scumpă. Dar aici intervine parteneriatul public-privat și... Aici, de fapt, discuția sunt, să zic, firme în lume, adică aici care sunt active, nu dau nume pentru că sunt diverse, care operează parcuri, dar... care nu, cărora nu este de șansa să participe la o concesiune, la un contract de concesiune. Pentru că asta se întâmplă și la Viena, deci Viena chiar te promovează în subvenție. Deci există o lege a parcărilor în Viena în care dacă tu eliberezi spațiu public de mașini, primești subvenție pentru acea parcare. Deci tu privat fiind. Aici e un alt fel de a vedea lumea, un alt fel de a vedea urbanismul. Pentru că dacă tu ai o bulevard al Unirii care este mort, ca și o Calea Victoriei care este moartă și te întreb după mulți ani de zile, sau centru istoric cel mai bine, e o zonă
moartă din punct de vedere al unui, unei participări echilibrate. E o segregare evidentă la nivelul vârstei, pentru că acolo vezi tineri ca la vama veche, da, între 18 și 30 de ani, dar în rest e zero investițional, niciun interes, doar pe zona doamnei și splai există investiții. Deci sunt marcări, semne evidente că inaccesibilitatea pe toate nivelurile a mobilității duce la o segregare puternică a acelor zone și până la urmă duce la o inatractivitate. Adică exact, e fenomenul invers. În loc să zici că repopulezi, nu faci decât să-l depopulezi. Da. Marius, mulțumim foarte mult. Ne-am bucurat mult când am auzit că în sfârșit o să iasă Podul Calicilor. Cred că e un eveniment, pentru că au fost mai multe eforturi în a transforma Dâmbovița într-un loc comun, dar asta cred că a fost printre primele. Și uite că de bine, de rău, a ajuns aproape de final și să sperăm că va fi implementat în timpii pe care i-ai propus tu. Da, păi să sperăm. Oricum, Bucureștiul așteaptă și restul proiectelor ca să poată să existe, să zic, o coerență a strategiei inițiate. Ar trebui o atmosferă mai pozitivă în antreprenoriat. Cred că de asta ar avea nevoie Bucureștiul și cam asta ar fi. Mulțumim foarte mult! Mulțumesc și eu!